Prieteni dragi, vreau să vă prezint femeluța cumpărată de la Sergiu Roman, RO18-1827, într-o continuă dezvoltare, are o dezvoltare armonioasă, o femeluță pentru matcă. Din ea și din încă mai am eu câteva femele foarte bune oprite, sper să fac pui frumoși în toamna asta, măcar o serie. Ea este din ianuarie, are 6 luni, 7,2 kg. O poziție excelentă, lungă, urechi foarte lungi, aproape 23 de centimetri, poziționate foarte bine. În decursul postărilor mele mai am și contestatari, mai primesc și câte un dislike de la anumiți copii care habar n-au ce înseamnă un iepure. Mi-au reproșat ei mie că nu știu ce sunt iepuri și că am corcituri. Să urmărească exemplarul ăsta. Un exemplar care a costat 230 de lei la 2 luni și 3 săptămâni, plus un drum de Sibiu Alba Iulia, ca să priceapă gamerul ăla șmecher care mi-a dat dislike și m-a vorbit urât ce înseamnă un iepure de rasă la un crescător cu pasiune. Cei care îmi urmăriți canalul știți ce iepure am. Rasă pură, femele tinere peste tot, grămadă de femele tinere. Uite aici o femeluță din ianuarie, la fel, din liniile mele. Despre ce vorbim? Necunoscătorii să se abțină. Nu vreau să-mi stric canalul din cauza jignirilor aduse de toți copilașii sau cei care se simt. Am muncit mult la canalul ăsta. Nu mi-aduce niciun folos, nu câștig nimic. Este simplă pasiune. Alături de prietenul meu Ionică, să trăiască, care tot timpul vine și vizitează iepurii. Să ne reîntoarcem la această femeluță. Este de la Sergiu Roman de la Alba Iulia. Un om deosebit, căruia îi mulțumesc de fiecare dată pentru femeluța aceasta. Dacă face și pui și este o mamă bună, atunci totul este excelent. Are și blană bună pe ea, scurtă, păr scurt, ureche lată, ureche lungă, bine acoperită cu păr, groasă. Ia uitați ce ureche groasă, o femeie cu minte, o poziție foarte bună, când se ridică ea singură la poziție, are poziție de invidiat. Hai la tata. Ia uitați. Vreau să vă mai mulțumesc pentru vizionări, pentru noi abonați. Le promit că nu o să-i dezamăgesc. Celor care au întrebări referitoare la cunicultură, mi le pot adresa, eu o să le răspund cu plăcere tuturor. Am reușit să mai scap iepuri bolnav la foarte mulți prieteni și crescători din jurul Sibiului, din jurul casei mele. Deci nu vorbesc în necunoștință de cauză. Doamne ajută, numai bine!